ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local, la care ați fost invitați să participați prin dispoziția primarului municipiului Iași numărul 312 din 14 aprilie 2022. Ședința se desfășoară legal, absentează următorii consilieri locali: Briaur Florin, Ciubotaru Traian Florentin, Dalban Costel Marian, Dornean Tudor, Iliescu Bogdan Florin, Juravle Daniel, Rotundu Elvira, Tăutu Iuliana Daniela. Vă supun aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12 aprilie 2022. Cine este pentru? Pintilie pentru. Carcea pentru. Picariu pentru. Gavril pentru. Ușanu pentru. Domnul Anastasie. Laicu pentru. Domnul Anastasiei, domnul Apostol, domnul Timofciuc. Fără participarea la vota acestora, mulțumesc. L-am zărit și pe domnul Anastasie, l-am auzit și pe domnul Apostol, cred că nu l-am auzit pe domnul Timofciuc, care s-a deconectat. Ba nu, este încă, dar nu-l v-am auzit. Fără participarea la vota acestuia, procesul verbal a fost adoptat. Doamna președintă, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, bună ziua! Având în vedere faptul că este o ședință extraordinară cu convocare de îndată, nu avem sesiune de interpelări și declarații politice, astfel încât vom începe cu votarea proiectului ordinii. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Întâlnire pentru. Carcea pentru. Ridicare eu pentru. Gavril pentru. Pentru. Domnul Hușanu, domnul Laicu. Pentru. Domnul Timofciuc, doamna Tăutu. Vă mulțumesc, ordinea de zi a fost aprobată. Vom continua cu votarea proiectelor de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului reabilitare termică școli, municipiul Iași, județul Iași, școala gimnazială George Coșbuc Iași, spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C5, axa de investiții 2, operațiunea B2 și a cheltuielilor legate de proiect. Discuții? Domnul consilier Nicolau. Da, mulțumesc. Am citit și proiectele de astăzi, în corelații cu cele care au fost acum două zile, am să-mi permit o scurtă intervenție legat de datele tehnice. Deci am constatat că la propunerea celor care au întocmit proiectele de hotărâre, se propun pentru termoizolarea acestor școli ca materiale de termoizolare de fațadă, o alegere între polistiren, vată bazaltică și încă vreo câteva. Ok, eu vreau să fac un scurt apel către colegii care se vor ocupa ulterior de implementare. Rugămintea mea este să analizeze datele tehnice, să aibă în vedere două aspecte. Polistirenul extrudat este într-adevăr un produs de larg consum, dar nu este cel mai sănătos și cel mai safe pentru copiii noștri în școală. Și vă spun și de ce. O să studiați dumneavoastră datele științifice legate de permeabilitate, de protecție, de efectele pe care le au asupra organismului uman. Trecem, să zicem, peste asta. Dar vă rog să aveți în vedere un singur aspect, protecția la foc. Deci clasa de combustibilitate a polistirenului este clar defavorabilă unei intervenții pe școli, după părerea mea, și am să rog colegii din Consiliu să aibă și dumneavoastră în vedere treaba asta, pentru că vom vota bugetele finale. Față de, sau comparativ cu vata bazaltică, și vă spun simplu, vata bazaltică este un material incombustibil care nu provoacă focul mai departe, nu îl întreține, pe când polistirenul, în majoritatea cazurilor, este un material foarte combustibil care degajează și noxe, dar și contribuie la ceea ce numește fenomenul de flash-over. Deci rugămintea mea să aveți în vedere, chiar dacă prețul este mai mare al vatei bazaltice, nu cu foarte mult, dar protecția pe care o asigurăm noi pe următorii 10-20 de ani școlilor în care învață copiii noștri, cu certitudine
ar trebui să meargă în direcția unui astfel de material. Restul se mai poate discuta legat de mediu, de... sunt alte discuții. Ăsta este un singur apel. Și apoi o rugăminte pentru cei care întocmesc documentațiile. Verificați, vă rog, dacă este legal ca în cadrul hotărârii de Consiliu Local, acolo unde apar datele tehnice, să apară denumiri de firme. Pentru că avem un exemplu în cazul Ferestru, unde spune, se dă exemplu tipul respectiv de clapete de ventilare. Nu dau numele firmei. În nou ni se cere dintotdeauna în astfel de situație să trecem două cuvinte alături. Sau similar. Astfel încât să nu îngrădim ulterior dreptul de participare al altor furnizori. Asta e rugămintea și vă mulțumesc tare. Vom consemna intervenția dumneavoastră, domnule consilier, la modul general pe toate proiectele de acest tip, pentru că dumneavoastră sunteți membru în Consiliul de Administrație chiar la Școala George Coșbuc și recomandarea este să nu participați nici la dezbateri, nici la vot pentru acest proiect. La fel, în aceeași situație este domnul Scripcaru pentru proiectul numărul 2. A fost o recomandare generală în legătură cu proiectele de școli grădinițe. Mulțumesc tare mult. Într-adevăr, la George Coșbuc nu particip la vot, nu particip nici la dezbatere. În sensul ăsta, acolo vor decide. Mulțumesc. Dacă aș putea să intervin, foarte pe scurt. Observațiile făcute, mai ales cele referitoare la denumiri de produs sau firmă, sunt absolut oportune și vreau să dispară din forma finală a hotărârii de Consiliu. 6 din proiectul de hotărâre se va prevedea o plapetă de exemplu. O dă ca exemplu, nu o indică. Exemplu, plapeta GECO 5 de tip Gealan. Deci acea, să spunem, expresie trebuie să fie... Domnul consilier Iulian Nicolau, există, să spunem, detaliată partea de utilizare a materialelor în care izolația termică la pereți este doar cu vată minerală, pe conturilor de fereastră este propusă cu polistiren expandat de centimetri pentru a crea la fereastră. Izolația termică la planșeul superior este propusă cu polistiren expandat de grosime de 30 de centimetri ignifug și polistirenul, izolația termică pentru soclu, este propus din polistiren extrudat de data aceasta de 10 cm, de asemenea ignifugat. Practic s-a ales soluții diferite, densități și durități diferite pentru părților componente al construcției. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnul consilier Nicolau! Deci cu asta închei, mulțumesc tare mult. Aveți dreptate, domnul primar, în sinteza din tabel, numai că acolo e trecută vată minerală. Vata minerală este un alt produs decât vata minerală bazaltică. Poate fi folosită la fațade ventilate ca vată minerală. De aia adresez mai. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă se ia în calcul la nivelul executivului folosirea vatei bazaltice minerale pentru grădinițe, creșe, școli, da? Eu chiar vă mulțumesc, mi se pare un lucru de bun simț și care trebuie să-l promovăm pe mai departe. Mulțumesc mult! În regulă, vă mulțumesc. Mai sunt alte discuții? În regulă, dacă nu mai sunt alte discuții, vom trece la votarea proiectului de hotărâre. Votul cu amendamentul eliminării, atunci votăm mai întâi amendamentul, nu? Vom formula un amendament în sensul în care vom înlătura mențiunea precizată de către domnul consilier Nicolau din conținutul anexei numărul 1 din proiectul de hotărâre de Consiliu Local. O să vă solicit vot pe acest amendament. Voturi împotrivă, abțineri, voturi pentru. Întilie pentru. Cașautu pentru. Gavril pentru. Domnul Nicolau, participați la vot, da? Domnul Timofciuc? Domnul Laicu, s-a auzit? Domnul Laicu, domnul Gavril? Am spus Gavril pentru. Mulțumesc.
Criticare-ul pentru. Vă mulțumesc. Amendamentul a fost aprobat. Vom trece la votarea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi cu amendamentul astfel cum a fost aprobat. Voturi împotrivă, abțineri, voturi pentru. Intilie pentru. Parcea pentru. Pentru. Criticariu pentru. Gavril pentru. Laicu pentru. Domnul Timofciuc, doamna Tăutu. Vă mulțumesc. Tăutu pentru, am spus. Mulțumesc. Da, deci Tăutu pentru. În regulă. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 2 privind aprobarea depunerii proiectului Consolidarea și reabilitarea energetică a Cămin Școală Postliceală Sanitară Grigore Ghicavo de Iași, județul Iași. Subsol parter plus 4 etaje spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C5, axa de investiții 2, operațiunea B2 și a cheltuielilor legate de proiect. Discuții în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt discuții, voi supune la vot proiectul de hotărâre de Consiliul Local. Voturi împotrivă, abțineri, voturi pentru. Vreau eu să... Nu știu dacă m-ați văzut. Nu particip la vot la acest proiect. Mulțumesc, doamna secretar. În regulă. Doamna Ciornia? Doamna consilier Ciornia? Votam pentru, scuze. Ah, nicio problemă. Imediat. Domnul consilier Nicolau, mențiunea pe care ați avut-o anterior este valabilă și pentru acest proiect de hotărâre de Consiliu Local? Deci, discursul meu a fost general. Este legat de tot ce înseamnă, inclusiv proiectele de pe data de 12. Înțelegeți? Nu este specificat pe o școală. Este un discurs general, cum bine a spus doamna secretară. Deci se aplică în mod normal fiecare investiții de acest tip. Mulțumesc! În regulă, dacă nu sunt discuții, voi supune proiectul la vot. Voturi împotrivă, abțineri, voturi pentru. Pintilie pentru. Tăutu Iriana Daniela pentru. Gabriel pentru. Laicu pentru. Domnul Timofciuc, domnul Bostan, domnul Nicolau. Pentru. Bostan pentru, nu m-ați văzut? Domnul Apostol. Pentru, am spus. Din vot. În regulă, nu v-am auzit. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 3 privind aprobarea depunerii proiectului Consolidare și modernizare Corp C1 aferent Liceului Waldorf, municipiul Iași, județul Iași, spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C5, axa de investiții 2, operațiunea B2 și a cheltuielilor legate de proiect. Discuții? Dacă nu sunt discuții, voi supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi împotrivă, abțineri, voturi pentru. Dilie pentru. Tăutu Iriana Daniela pentru. Nicolau pentru. Parcea Gavril pentru. Gavril pentru. Domnul Bostan, domnul Laicu, domnul Timofciuc. Laicu pentru. Bostan pentru, dacă nu s-a văzut. Am ridicat mâna. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența la această ședință extraordinară de Consiliul Local. O zi bună! Numai bine! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere. La revedere.